O montură pe care o folosesc acum la crap, la deschidere, pe Dunăre. Haideți să vă și explic elementele acestei monturi, pentru că este o montură extrem de simplă și de eficientă, testată de ani de zile. Da? Deci avem un momitor, noile momitoare de la FiderX, dacă vedeți, gen Method, dar la care, din ce vedeți, am făcut un arc, am constatat de-a lungul timpului că așa stă cel mai bine nada pentru un timp mai îndelungat, da? Dacă o presăm bine de tot, ea o să stea foarte, foarte bine, ceea ce este foarte, foarte important atunci când vizăm crapul pe Dunăre, pentru că știți foarte bine, este și curent și pești de talie mică, da? În spate avem un opritor de cauciuc, îl vedeți, da? De ce avem acest opritor de cauciuc? Să vă și explic, în momentul când peștele ia momeala, da? Greutatea metodului o să-i fixeze câligul în gură. De multe ori o să vedeți și când din barcă și de pe mare există o burtă făcută de curent și dacă nu există o greutate care să fixeze câligul buza peștelui, da, imediat după ce îl aspiră, sunt șanse mari de rateu. Vedeți opritoare, opritoarele le știți, sunt simple, haideți să vi le și arăt, sunt ăștia care sunt băgate pe, le vedeți, pe fir. Pe un fir de metal, trageți pe fir, da? Dacă se rupe linia, peștele atunci o să scape de acest opritor și o să scape și de momitor. Ca și element de conexiune, de-a lungul timpului am ajuns la aceste biluțe de plastic. Le găsiți, dați stop pe video și vedeți, sunt aceste biluțe, găsiți la alte, pentru că pot să fac o conexiune rapidă. Strunele sunt căligele legate de la FiderX, hai să vedem pe fundal așa să le și vedeți. Sunt călige care deja și-au dovedit o foarte, foarte mare eficiență. Ele le găsiți legate și cu fir de păr, cu opritor pentru, din ce se vede, sugestii de prezentare pentru cubuleți de mămăligă și boabe de porumb. Sau avem, care le folosesc eu cel mai mult, acestea cu țepușă, pe care puteți să puneți o momeală semiflotabilă. Eu folosesc FiderX, da? Le știți foarte bine, Zero Gravity, sunt de mulți ani pe piață, de foarte, foarte mulți ani. Avem varianta asta alb cu roșu combinate și avem și varianta galbenă. Aia galbenă am prins cel mai bine la ea. Ca și călige, în cazul în care ne îndreptăm spre sezonul foarte, foarte cald, când intre peștii de talie foarte mare, atunci trecem pe niște călige mai strong, le vedeți Oil Carb de la FiderX, tot aceea sugestie de prezentare, boabă de porumb și cubuleți de mămăligă. Da, ele au un opritor de cauciuc, tot așa ca să fixeze boabele și puneți un stopper. Da? Deci o montură foarte simplă și foarte eficientă. O să vă mai arătăm și cum se prepară nada de la FiderX Oil Carb și cum se pune pe acest momitor. Din ce vedeți, ele au și două piciorușe de fixare. În cazul în care dați în curent sau dați în lateral din barcă, acestea să adere pe substrat și să fixeze montura acolo, pentru că pescuind cu cârligul expus, sunt șanse foarte mari ca el să fie târât pe substrat, să tocească vârful sau mai rău să intre ceva mizerie. Da? Pe cârlig. Ele sunt până la 120 de grame și le găsiți o căutare pe net, Method Feeder Oil Carb FiderX, și o să le găsești sau pe site-ul pescuitlafeeder.ro, dar și la partenerii noștri. Hai că o să ne mai auzim și vă arăt și alte ponturi. Hai, salutare!